Un bărbat și-a uitat soția în mijlocul pustietății și a realizat că femeia lipsește abia după ce a parcurs 120 de kilometri, cât a mers femeia pe jos până a găsit ajutor. În drumul spre Socri, șoferul în vârstă de 55 de ani a tras pe dreapta pentru a merge la toaletă, doar că atunci când s-a întors, nu a realizat că femeia coboruse și ea din mașină. Bărbatul a plecat liniștit la drum, cu gândul că femeia doarme pe bancheta din spate. În tot acest timp, aceasta a fost nevoită să meargă 20 de kilometri pe jos până în cel mai apropiat oraș, acolo unde a și cerut ajutorul autorităților. Șoferul în vârstă de 55 de ani și ghinionista lui soție în vârstă de 49 de ani sunt căsătoriți de peste 27 de ani și au plecat din localitatea în care locuiesc pentru a petrece anul nou. Aceștia se îndreptau spre orașul natal al femeii, însă lucrurile au luat o întorsătură extrem de neplăcută pentru aceasta. Relatează adevărul.ro.